morții mătii. Asta mi-a zis că dacă dau pe butonul ăsta, pe apăsăm pula mea butonul ăla. Pula în familia mătii să-ți fur. Mi-a zis că se dau cu ăsta și am reșat cu ăsta. Îmi pune în evidență tenisa. Bună zi, mai amuzant așa. Bună. Și pula morții tăi. La pula mătă, să Dumnezeu mătii. Nu știu pe cine să întreb cu aia să-mi apăr. I-am trebuit. Nu răspuns Victor Bără. Așa. Cum ar fi, eu stau așa. Așa, Victor Bără. Hei, salut Victor Bără. Cum... Nu. Victor Bără? Nu. Oare părul ăsta mă face să arăt gras sau? Hei. Așa. Și când vine ăsta, eu cumva... Eu nu știu că vine, știi ce hei, așa, și dacă vin după aia... Victor, bără, este cu noi în seara asta, bună seara. Așa, dar să prefacem că gen n-am vorbit înainte, știi? Tu cum? Eu trebuie să fiu autist sau să fiu normal? Tu cum pui camera de obicei? Am trepied. Nu, nu am trepied la bani. Am dărâmat asta. Așa. Asta e trepied foarte bun. Așa, ia uite. Mamă, ce încadratură să-mi bag pe încadratură. Așa, ne vedem amândoi? Perfect. Da, nu vrei să stăm amândoi acolo? Deja am pus-o să-mi bag pe ok. Ok, eu las așa. Vrei să o punem așa, invers? Păi hai. Să-ți fie mai... să ne prindă pe amândoi. Of, doamne, să mă... Mai bine făceam singur chestia asta să-mi bag pe nu. Așa, bagă mâna în cap. Ideea e că am exersat foarte mult chestia asta, cum să o pun, și stătea, așa. Bun. Bun, perfect, nu? Asta. Tu, sună tu cum o faci. Bă, eu am lavaliere, pun două lavaliere și cu alea trag pe ceva diferit. Tu n-ai lavaliere, a? Am vocea puternică. Te servesc cu jumătate de gură? Bă, nu, e ok. Foarte bine. E ok. Am chemat Victor Bără ca să vorbim despre Victor Bără. Spune-ne, unde te-ai născut? În Sibiu. În Sibiu m-am născut. A spus unde nu te-ai născut. Ce? A spus unde nu te-ai născut. Unde nu m-am născut. Aia era, trebuie foarte bună. Și acum ar trebui să-i numări. Mam, acolo. Da, nu m-am născut în multe alte orașe. Cum ar fi? Gen în Saragoza. Foarte interesant ideea că ce mănâncă Victor Bără? Toată lumea se întreabă. Și pula mea râde cu aia să mă așa. Vrei să facem treabă sau nu? Da. Bun, ce mănânc? Mănânc ovăz. Așa, carne. Ovez, da, carne de ovăz? Depinde. Îmi place... Altă întrebare pe care toată lumea o pune este ce medie a avut Victor Bără, cum pula mea zice? Bără. Așa, Victor Bără la școală. În clasa sau? 6 ai mai în clasa 6. Primul semestru, trimestru. În clasa 6 ai. 7. Trebuie să ne vedem amândoi? Da, dar țineți-l pe față. Puneți camera în față. Și uite așa. Așa? Da, și trebuie să ne vedem amândoi cumva. Păi ne vedem amândoi. Bun, e perfect. Păi da, camera asta, bă, băiatule. Știi că trebuie... Așa. Vrei zici ceva? Mă văd? Da. Da, uite, așa e perfect, e next gen. Hei! E profi. Nu? E foarte profi. Așa e prea mult, am apărut. Uite așa, și de aici vorbești, de exemplu, îmi pui întrebări, știi? Pui întrebări gen, hei, bună! Așa. Tu ce... Tu ții camera singur cum o țin eu? Sau... Nu, dar poți să ții camera. Pentru că eu cred că așa arăți mai multă implicare. Arăți efectiv că te implici mai mult și îți pasă de oameni. Pentru că ar trebui alții... să iau telefonul să filmez cum îmi țin camera, ca așa nu mă crede nimeni. Da. Nu, că se vede că ții camera. Pentru că dacă tu pui pe trepied cum pune toată lumea, o să zică că nu te implici.
Dar dacă tu ții în mână, oamenii o să aprecieze foarte mult. Păi da, cum aș vrea să fiu special, vreau să fac altfel de podcast, și mă înțelegi? Tu zici, să faci podcast de 3 ore să-l ții în mână, deci aia este de dedicare, deci, da. Nu știu, trebuie să fii dedicat să faci asta și oamenii apreciază. 3 ore pe puțin. 3 ore o să duc, ții adică mână așa. Pleacă lumea, eu rămân, vorbesc, ha-ha, da. Dau rețete de da. Mâncare. Ne uităm la jocuri împreună. Da, și oamenii o să se uite, dacă nu o să se uite pentru content, o să se uite pentru că tu ții camera în mână. Păi da, aș fi primul care... Primul om care face podcast cu camera în mână. Se dedică 100%. Fix asta vreau să fac. Altfel de podcast, unul mai șmecher, că mai toată șmecher, lumea da. Face cu toată aia. Lumea face cu podcast, cu... Nu, nu, fii diferit. Nu știu zic. Diferit. Și ar fi marfă nici pe care să nu vorbesc. Am un invitat sau așa? Da. Sau să ne tăiem amândoi unghiile. Altuia. Ar fi genial. Dar să numărați amândoi până la 400. Simultan sau unul până la 200? Nu, nu, ca să fie 1 2 1 2 3 4 5 6 așa. Și așa până la 400. Și ăla gen să fie un podcast. Bă, ce tare. Eu m-aș uita. Eu sincer m-aș uita. Și ăștia și share la chestia asta. Eu am așa am eu gândire de asta out of the box. Știi că e in the box, gen în cutie? Schrödinger. Da. Gândirea mea este și în același timp și... Pentru ce nu știi, Schrödinger a fost un jucător la Bayern München. München, vezi cum München, da, da. München, vezi că îi zice Schrödinger. Și... Oricum asta o să tai, zice. Știu că era tare pe piciorul drept. Mm-hmm. Când eram în public, am strigat, nu știu dacă m-au auzit. Zic, bă, vezi că ești tare pe piciorul drept. Lui Schrödinger, mm-hmm. Îi zis? Ah, că am spus eu că era fotbalist. Da. Da. Hai să facem că e fotbalist. Mai era unul... mai era unul, cum îl chema? Nu știu, Anelka. Știu că l-avea o chestie cu pisica. Anelka ăla care a făcut teorema... Da, că pisica poate să fie și moarte și vie în același timp. Da. Fă-te-i moții, mă, să nu scap de pisica niciodată. Așa. Bun. Da, frate, așa trebuie. Așa trebuie, nu? Mhm. Bă, dar e foarte simplu să-mi bag planul ăștia. De ce nu face lumea mai mult? Înțeleg. Nici mă doare mâna. Poți să iei pe masă, vezi? Da, și efectiv 3 ore să ții. 3 ore. 3 ore. Nu merg până la 400? Da. Și să le, să faci, să fie dinamic, și să fie dinamic, să ții. Ah, deci fac așa. Da, exact. Asta e să fie dinamic. Ah, știi cum e la film, așa că tremuri. Exact. Multe acțiuni. Pentru că așa omul este mult mai atent. Zice, aole, ce se întâmplă acolo? Se mișcă camera și e atent. Și se bate. Nici nu mai contează ce e acum. Deci dacă mișcă o țără camera. Dar nici nu vreau zic nimic. Da. Dar mișcă camera. Și așa este. Hai să stăm puțin, nu zici nimic. Este engaging pentru publicul tău. Înțelegi? Așa. Da, asta o să fac. Merge. Asta o să fac. Merge. Numai să... Deci trepiedul meu... Miau. Deci am jucat și teatru acum, ai văzut? Da. Și adaugă și bucăți din teatru. Uite, de exemplu, cheamă-ți doi actori și în timpul podcastului să intre să facă o scenetă, știi? De exemplu, din Faust sau ceva. Da. Și să bată, gen, nu știu, le dau un motiv să bată. Și spun, hei, nu vă bateți, până, pentru că sunt eu aici. Să pornești un scandal, să fie, deci să fie tot timpul omul să nu știe la ce se aștepte, știi? Deci fii și controvers, nu? Să îl întreb de măsa, da, de și... mai trăiește măta, bă, mui, de asta, nu? Da, și tu știi că măsa e moartă. Da. Da, trebuie să ai chestii de astea. Să faci de aia. E, iată că am adus-o pe mama ta în seara asta. Că la surprize. Da. Și îi aduc cadavrul. Bă, coaie, nu, o să o fac... îți pui o șosetă pe mână și o interpretezi pe maică. Dar ar fi marfă să fie așa nefocusat, știi? Gen hipster. Știi? Da. Dar lumea să știe, gen. Uite, parcă ca și cum ai fi băut câteva beri. Da. Și după dimineața, hop, mamă, și fac și de-astea. Ar trebui să am ochiul astea pe față sau... Te privești în ochii omului când vorbești cu eu, nu? Ce? Da, nu, nu-i bine cu ochelari. Ba, e bine. E foarte bine cu ochelari. Păi asta zic, că nu face nimeni cu ochelari și eu aș fi singur, primul care face cu ochelari. Neapărat cu ochelari. Neapărat. Pentru că așa, altfel. Și uite, dacă te întreabă, nu, fii antenă, nimic. Niște ochi. Uite, ține ochelarii și dacă te întreabă lumea de ochelari, ignoră-i complet, nu zic nimic de ochelari. De exemplu, eu zic, de ce ai ochelarii pe ochi? Că la mea era, mă, cu întreținere. Așa, nu? Da.
Exact așa. Și ignori. Și ignori. Dar de ce nu faci tu de ce n-ai făcut podcastul ăsta? Ce podcast? Ăsta, cel mai șmecher. Nu, eu nu sunt așa cu out of the box feeling. Eu sunt mai pe Schrödinger, așa, mai pe dreptul. Se duce, dai da. Cum... Sau la sauna. Imaginează-ți că... Și scade așa prosopul. Hei, uite, mi-a căzut prosopul. Și ăla zice, uite, ai păr. Și te iei de acolo, de discuții de astea, știi? Și sau de acolo să intri direct într-un film porno gay. Da, da. Care e un test pentru da, oamenii care, care se uită și care se uită exact. Zici, ha, sunt gay. Da, da, exact. Atât. Îți mulțumesc. Deci ce dacă mai... nu faci podcastul ăsta, pierzi. Tu pierzi. Dar nici nu mai zic podcast, îi zic the real life. Nici măcar vlog. Povești e... adevărate. Povești adevărate. Povești adevărate. Bro. Pentru că așa, fii atent. Omul știe că e adevărat ce se întâmplă. Și știe că e și poveste. Ai, el din titlu vede, bam, povestea adevărată. Povestea adevărată, că el se uită și zice, bă, oare ce e asta? E și scrie adevărat? În titlu, scrie poveste. Și se gândește, bă, oare e adevărată? Și scrie în titlu, bam, adevărat. Scrie acolo? Și, bam, povestea adevărată. Scrie. Și omul direct știe la ce se uită. La povestea adevărată. Povestea adevărată. În care oamenii număr până la 400. Da. Este extraordinar. Nu e nicio minciună acolo. N-am ajuns să fac chestia asta. Mai degrabă. Sau o să fac. Da. Eu zic că pierzi dacă nu faci. O să fac. Gândește-te la viitor. Gândește-te la copii. 1. Copil. 2. 3. 4. 5. 6. Uai, nu